Cununia este una dintre cele 7 taine ale Bisericii, în care, prin rugăciunea preoților, Dumnezeu unește 2 tineri care devin una. Însuși Mântuitorul a spus: va lăsa un pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup. Această cununie este pentru toată viața pământească, pentru că tot Mântuitorul a spus: ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Ea este irepetabilă, dar poate fi desfăcută datorită adulterului, datorită morții unuia dintre parteneri, dintre soți, datorită intrării în monahism a uneia dintre soți, de comun acord cu celălalt soț, sau datorită apostaziei unuia dintre soți. Acestea sunt motivele pe care cununia religioasă poate fi desfăcută. Dar nu există nicio rugăciune în cadrul Bisericii care să anuleze această cununie. Ea este unică în viața omului. În pravila bisericească spunea că prima cununie este lege, a doua cununie este milă, iar cea de-a treia este călcare a legii. Pentru că dacă biserica, din dragoste pentru om, a acceptat și existența unei a doua căsătorie, aceea nu mai este taină. Ea nu mai începe cu binecuvântarea mare, așa cum începe taina Sfintei Cununii, care este unică în viața omului. Deci nu există nicio rugăciune în cadrul bisericii care să anuleze cununia pe care cei 2 tineri au făcut-o în fața lui Dumnezeu, prin rugăciunile preoților. Întrebarea poate avea însă și o altă conotație. Dacă există rugăciuni care să desfacă niște cununii legate prin vrăji sau prin farmece sau prin blesteme, pentru că există o realitate. Atunci când părinții blesteamă un copil, aceluia merge rău toată viața și printre necazuri poate fi și acesta să nu se căsătorească. În rânduiala cununie se spune că rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor, iar blestemul părinților le zdruncină până în temelii. Dar trebuie să departajăm aceste lucruri. Dacă părinții au blestemat pe copil să nu se căsătorească, sau dacă acel copil a făcut fapte rele împotriva părinților care i-au atras blestem fără să-l blesteme părinții, pentru că Moise a învățat poporul evreu înainte de a muri că blestemat este cel care își vorbește părinții de rău. Deci numai dacă îl vorbește de rău cade sub blestem. Dar rămite dacă a ridicat mâna asupra părinților sau i-a jignit sau le-a adus vorbe grele. Deci acestea pot merge împreună cu părinții la biserică, să se spovedească, să primească un canon de la duhovnicul lor și să-l îndeplinească, să se pocăiască pentru blestemele pe care părinții le-au rostit asupra copiilor sau copiii asupra părinților, blesteme care au căzut după aceea pe copii. Dacă au fost făcute vrăji de vrăjitoare care și-au vândut sufletul diavolului ca cineva să nu se cunune, ne amintim de Sfânta Iustina, care printr-o viață curată, închinată lui Dumnezeu, a reușit să treacă nevinovată prin toate vrăjile care le făcuse Sfântul Ciprian. De aceea Sfântul Ciprian, când a văzut că diavolii pe care îi stăpânea nu au nicio putere asupra Sfintei Iustina, cum îl rugase Aglaid să o facă să trăiască cu el, a realizat că Hristos este o putere mult mai mare decât puterea pe care o aveau diavolii ce se aflau în stăpânirea lui și atunci s-a încreștinat. Deci printr-o viață curată, printr-o viață apropiată de biserică, prin rugăciune, post, spovedanie și împărtășanie, niciun blestem și nici o vrajă nu se atinge de persoana respectivă. Dar dacă încearcă să trăiască ba cu unul, ba cu altul, căutându-și soț, normal că nu este o viață curată și nu se poate bucura de ajutorul lui Dumnezeu.